Bine v-am regăsit! Cu materialul de azi încep o nouă serie, căreia i-am dat titlul Știri din știință. Am vrut de multă vreme să încep această serie, dar m-am gândit că nicio știre n-ar fi mai potrivită pentru asta decât lansarea telescopului James Webb, în acronim JWST, adică James Webb Space Telescope, așa că am așteptat această lansare. Și în sfârșit, în data de 25 decembrie, de Crăciun, este cadoul pe care știința ni l-a făcut de Crăciun, la ora României 14 și 20 de minute, a fost lansat din Guiana franceză telescopul care va continua observațiile telescopului Hubble cu o rezoluție mărită și cu o oglindă mult mai mare, oglinda telescopului Webb, având diametrul de 6 metri și jumătate. El este o realizare a NASA, sunt sigur că știți cu toții ce este NASA, în colaborare cu ESA, adică European Space Agency, și cu CSA, Canadian Space Agency. Deci este o realizare internațională. Numele telescopului vine de la James Edwin Webb, care a fost administrator NASA în perioada 1961-1968, adică în anii în care a fost pregătit programul Apollo, cel care a avut ca scop aselenizarea primilor oameni și a reușit acest lucru în 1969. Telescopul Webb va lucra în principal în infraroșu, dar poate da și imagini în banda roșu-portocaliu. Dacă vă întrebați de ce în infraroșu și nu în domeniul vizibil, există mai multe motive pentru asta, dintre care mai importante sunt următoarele. Întâi că acest telescop va avea ca obiectiv de lucru, printre altele, și observarea unor corpuri cerești foarte, foarte îndepărtate. Și deoarece cu cât ne uităm mai departe în univers, vedem și mai departe în timp, în trecut, sperăm să vedem cum s-au format primele galaxii. Dar cu cât un obiect pe care îl observăm se găsește mai departe, cu atât este mai mare deviația spre roșu a radiației emise de corpul respectiv. Această deviație apare din cauza expansiunii Universului și din cauza efectului Doppler relativist, adică din cauza că galaxiile pe care le observăm la mare distanță se îndepărtează de noi cu viteze foarte mari. Asta înseamnă că dacă vrem să vedem cum ar arăta galaxiile foarte îndepărtate în spectrul vizibil, trebuie să detectăm lumina care vine de la ele în infraroșu, pentru că ceea ce a fost în momentul emisiei lumină din domeniul vizibil, acum când ajunge la noi, este în domeniul infraroșu. Un alt motiv al alegerii spectrului infraroșu pentru observații este acela că spectrul vizibil este mult mai puternic absorbit de norii de gaz cosmic și de praf cosmic decât radiația infraroșie. De asemenea, telescopul Webb va fi folosit pentru observarea planetelor din alte sisteme stelare, iar planetele emit de regulă mai puternic în infraroșu decât în spectrul vizibil. În acest desen puteți vedea cum va arăta telescopul Webb când va fi gata de lucru. Pe drum, el se pregătește pentru a fi gata de lucru. Vedeți oglinda principală, alcătuită din 18 hexagoane din beriliu acoperit cu aur, oglinda secundară și scutul din mai multe straturi care îl protejează de radiația solară, dar și de radiația Pământului și a Lunii. El este necesar, deoarece pentru a avea sensibilitate suficientă în infraroșu, telescopul și aparatura lui, electronica, trebuie să aibă tot timpul o temperatură foarte scăzută, sub minus 223 de grade Celsius. El este alcătuit, scutul, din mai multe folii foarte subțiri, acoperite unele cu aluminiu, altele cu siliciu. Locul spre care se îndreaptă telescopul este așa numitul punct Lagrange 2. După cum vedeți în acest desen, în sistemul alcătuit dintr-un corp care se rotește în jurul altui corp, există 5 puncte numite puncte Lagrange, în care un al treilea corp poate fi în echilibru, în sensul că se poate mișca sincron cu corpul care se rotește în jurul corpului cu masă mai mare,
rămânând tot timpul la egală distanță de cele două corpuri. Dar, în timp ce punctele 4 și 5 asigură un echilibru stabil, celelalte puncte asigură doar un echilibru instabil. Asta înseamnă că un corp plasat într-unul din aceste puncte va părăsi mai devreme sau mai târziu locul respectiv și va începe să se miște pe o traiectorie quasi-haotică. De aceea, telescopul Webb se va roti pe o orbită în jurul punctului Lagrange 2 și va trebui să-și corecteze din când în când orbita, traiectoria. El are combustibil pentru a face acest lucru pentru o perioadă de aproximativ 10 ani. Punctul Lagrange 2 se găsește la o distanță față de Pământ de aproape 4 ori distanța de la Pământ la Lună, adică la aproape 1,5 milioane de kilometri. Acum când filmez acest material, telescopul este pe drum și a parcurs deja aproape un sfert din această distanță, dar are nevoie de aproape o lună pentru a ajunge pe orbita din jurul punctului Lagrange 2. Și cred că acum vă întrebați de ce, dacă a parcurs în două zile deja 25% din distanță, mai are nevoie de 27-28 de zile pentru a ajunge la destinație. Telescopul se mișcă acum din inerție. Motorul de propulsie nu mai funcționează de când s-a atins viteza necesară ca să poată ajunge în punctul Lagrange 2. Și pentru că se tot îndepărtează de Pământ, viteza lui scade, ca în cazul unei pietre care a fost aruncată pe verticală în sus. Viteza ei se face tot mai mică, tot mai mică, tot mai mică și la un moment dat, când ajunge în punctul cel mai de sus al traiectoriei, viteza ei devine zero. Se oprește pentru o clipă. Diferența este aceea că telescopul, odată ajuns în punctul Lagrange 2, nu mai cade, nu se mai întoarce pe Pământ, deoarece în acest punct avem o situație de echilibru, așa cum v-am spus. Odată ajuns acolo, el se va roti împreună cu Pământul în jurul Soarelui, rămânând într-o poziție fixă față de Pământ, mă rog, aproape fixă, deoarece, așa cum v-am spus, el se va roti, de fapt, în jurul punctului Lagrange. Această mișcare de rotație este necesară pentru că altfel telescopul ar fi în umbra Pământului și n-ar putea să folosească panouri solare pentru a obține energie electrică. NASA a realizat un site consacrat telescopului Webb, îi vedeți adresa pe ecran și găsiți linkul în descriere și acolo puteți urmări în timp real deplasarea satelitului spre punctul Lagrange 2, etapele desfășurării aparaturii, pregătirea lui pentru momentul în care va ajunge în punctul de destinație. De asemenea, găsiți acolo foarte multe date tehnice despre satelit, imagini filmate la lansare și multe, multe alte informații. Și în final să vedem de ce este importantă această veste, de ce este atât de important telescopul Webb. El este cel mai mare telescop construit vreodată și care, pe deasupra, va mai și lucra în spațiul cosmic, adică în condiții ideale de observație. Și asta înseamnă că vom putea vedea corpuri cosmice pe care nu le-a mai văzut nimeni niciodată, care se găsesc la distanțe fantastice de noi. Vom afla cu siguranță foarte multe lucruri despre primele etape ale Universului, despre formarea primelor galaxii, despre expansiunea Universului, despre multe exoplanete și poate vom afla și ceva legat de întrebarea care ne preocupă pe toți, dacă există sau nu viață pe alte planete. Cu ajutorul lui Webb s-ar putea să găsim răspunsul la unele întrebări legate de materia neagră, de energia neagră și s-ar putea să dezlegăm unele dintre multele mistere ale Universului. Pe scurt, dacă totul merge bine, telescopul Webb ne va ajuta să facem mulți pași importanți în cunoașterea noastră legată de Univers, de evoluția lui și aproape sigur ne așteaptă multe descoperiri extraordinare. Am spus dacă totul merge bine, pentru că este o misiune destul de riscantă, dacă ținem seama că au fost investiți cam 10 miliarde de dolari și 20 de ani de muncă
a unei echipe din care puteți vedea o parte în această fotografie împreună cu un model al telescopului. Riscul cel mai mare îl prezintă distanța enormă la care va fi plasat telescopul față de Pământ, de 4 ori distanța Pământ-Lună. Această distanță face imposibilă orice misiune de reparație sau de întreținere a telescopului. Niciun om n-a ajuns vreodată la asemenea distanță de Pământ. Dacă ceva nu merge bine, dacă o singură piesă din miile de componente cedează, misiunea poate fi total compromisă. Așa că trebuie să sperăm că etapele de desfășurare a aparaturii și scutului se vor desfășura cu succes, caz în care, peste mai puțin de o lună, telescopul va fi la destinație și gata de lucru. În aceste desene puteți vedea care sunt etapele de pregătire a telescopului pentru lucru, de desfășurare a aparaturii și a scutului. Aceste operațiuni au început deja și se vor desfășura pe tot parcursul călătoriei lui Webb până în punctul de destinație. Mai vreau să vă spun că au trecut doar un pic peste 400 de ani de când primul om făcea observații astronomice cu ajutorul unor instrumente optice. Este vorba despre Galileo Galilei, care începând cu anul 1609-1610 a început să se uite spre corpurile cerești care ne înconjoară cu ajutorul unor telescoape refractoare, adică bazate pe simple lentile. În această fotografie puteți vedea aceste telescoape păstrate la Muzeul Galilei din Florența. Cred că putem fi mândri că în 400 de ani am reușit să progresăm de la aceste aparate la telescopul Webb. Gândiți-vă unde am putea ajunge în încă 400 de ani, nici măcar nu ne putem imagina, așa cum nici Galileo Galilei nu și-ar fi putut imagina telescopul Webb. Să-i urăm lui Webb succes, să sperăm că totul va merge bine și ne vom putea bucura de descoperirile pe care ni le promite. La revedere!